Vă salut, oameni, ce bine v-am regăsit la un nou car vlog de pe acest canal. Am văzut că v-au plăcut car vlog car vlog-urile din Urus și din Porsche în formatul ăsta. Și am zis, bă, de ce nu să facem și din A8 un car vlog și să vă povestesc despre cum am luat daună de 1000 de euro la 8 gratis. Adică cum mi-am făcut-o singur cu mâna mea. Și așa mai departe, nu uitați să apăsați și voi pe butonul de like și haideți să începem. O să și pornesc și eu motorul la această bestie. Avem aici, avem point of view, avem... Și are, mă, centura asta de nu mai intră. Am un de la de... Da, am o românească de aia la 8. Și... Hai, bag eu mai repede așa. Aoleu. Bun. Ca să nu avem probleme cu muzica și cu asta, o să opresc eu YouTube Music și tot. Perfect. Suntem bine și haideți să plecăm din loc și să vă povestesc despre cum mi-am luat eu o super daună așa lejer, pentru că sunt inteligent și leneș și cum vrei tu să-i spui. Așa. Ideea este în felul următor. După cum bine știți, A8-ul rămâne mașina mea de bază, nu știu. Vă jur, nu am întâlnit încă o mașină să mă impresioneze așa de mult cum a impresionat acesta 8 per total. Adică, bine, este și mașina mea, mi-o permis și din cauza asta, pentru că dacă ar fi fost alta pe care, uite, că și Urusul, n-ai cum să zici că nu m-a impresionat, dar pentru că nu mi-o permit, nu mă lasă oarecum, bă, nu e ca 8-ul meu, știi? Bine, păstrând proporțiile, pentru că nu poți să compari un Audi A8 din 2017 cu un Urus din 2020, compari mașina de 30.000 cu mașina de 305.000, adică de peste 10 ori mai scumpă. Ideea este în felul următor, ca să vorbim din prima și ca să nu avem probleme. Mașina, știți foarte bine, eu am de 2 ani și ceva. Ea la mine n-a avut nici cea mai mică problemă. Ba, de fapt nu, are un an jumate, face 2 ani în vară. Am și uitat, da, 2 ani face în vară. Băi, în timpul ăsta n-am avut probleme cu ea. Mașina nu a necesitat nici măcar o intervenție. A fost perfectă și încă este perfectă. Și o să vă spun și de ce. Dar înainte de asta vreau să apăsați acum pe butonul de like, pentru că urmează din nou un car vlog mișto cu o veste șocantă. Dar urmează atenție și urmează multe vești mișto. Una pe care o așteptați de foarte mult timp și este gata, este caldă vorba aia, dar astăzi o să vorbim puțin despre 8 și să vă spun despre cum am luat această daună. Ei bine, gândiți-vă că eu în urmă cu câteva, în august anul trecut, am fost la un team building, am fost după Comic Con, am fost la un team building cu agenția din care fac parte, am fost în Vama Veche. Bun. După ce am petrecut acolo 2 zile, a fost o experiență foarte frumoasă. M-am întors acasă și pe drumul de la întoarcere l-am lăsat pe lecturicu să conducă. Bă, toate bune și frumoase, mergeam pe autostradă, nu știu, dar aveam o viteză bună, adică în limita legală, să zic așa. Și după cum știți foarte bine, după cum este și infrastructura din România, s-a întâmplat o nenorocire, zic așa. A sărit o piatră fix, nu știu dacă se vede în acest punct. Aici este ca un fel de X, așa, zici că e comora piraților. Bă, și în acel moment s-a spart parvizul. Ce am zis? Bă, nu m-am panicat, pentru că știam că o să ajung acasă și o să mă duc să-l repar. Toate bune și frumoase, am ajuns acasă, dar nu știam unde să mă duc. Am întrebat prin stânga și în dreapta, bă, unde să mă duc, am punctul ăsta, toată lumea, du-te, se rezolvă, nu o să ai nici cea mai mică problemă, ba, dimpotrivă. Bă, bun, hai că o să mă duc, știi? Vorba a fost că mă duc și... Într-un final am zis că mă duc, a trecut o lună, au trecut două, prietenii toți ziceau, bă, vezi că o să ai probleme, o să se extindă. Și am zis, cum să nu, eu mă duc, n-am treabă, mă duc, până când nu m-am mai dus. Și în această iarnă, țin minte că a trecut gerul, după care a urmat o perioadă caldă, călduță, după care iarăși a fost o săptămână de ger, așa, în care au fost temperaturi cu minus. Bă, ce am zis? Hai că mă duc și-l fac. Că cine știe, cu schimbările astea de temperatură, eu mă duc și-l fac. Am plecat de acasă, m-am dus să repar parbrizul, dar n-aveam bani cash la mine și am zis, bă, hai că mă opresc într-un până la bancă și scot niște bani. Am pornit mașina, am plecat de acasă, am oprit la bancă, am lăsat-o pe avarii, cum fac eu de obicei, pentru că de unde scot eu bani nu prea există locuri de parcare. Când mă urc în mașină, văd asta, parbrizul spart pe jumătate. Și am zis,
Cum adică? Deci mă uitam, băi, a căzut ceva pe mașină, n-are cum, deci este imposibil ca dintr-o dată să se spargă dita mai parbrizul. Deci este imposibil, n-are cum. Bă, dar faptul era consumat, am știut din start, nu se mai repară. Probabil el s-a spart din cauza schimbărilor ăstora prea repetate de temperaturi, ba cald, ba rece, eu urcându-mă în mașină fiind iarăși foarte cald, se încălzea, iarăși se răcea și așa mai departe. Dar atenție, el are stat din august până în februarie, a stat cu punctul ăla. Bă, și am început să caut pe internet, parbriz Audi A8, acolo găseai variante de la 400 de lei la 2000 de lei, dar tot nu mi se părea scump. Bă, aia. Dar nu puteam eu să mi-l comand, pentru că nu stau să-mi vin acasă parbrizul, nici am unde să-l bag. Am zis, bă, mă duc la o firmă, ei mi-l comandă, probabil au și un adaos, dar ei mi-l montează, cât să mai dau în plus, încă 200-300 de lei la montaj și aia e, știi? Mă gândeam eu. N-am avut eu timp și am trimis pe cineva, bă, ia du-te tu și interesează-te de un parbriz. Am vorbit cu cineva, cu o firmă, când să-mi zică răspunsul, n-au mai răspuns nici ea. Gen, am pus pe cineva să sune, a rămas că mă sună ei, n-au mai sunat. Am zis, bă, știi ce, nu stau să mă milogez pe banii mei, caut altă firmă. Și am căutat altă firmă. Același lucru, vorbeam până când le spunea modelul de mașină și de dotări, pentru că, atenție, contează foarte mult la un parbriz dotările. Deci dotările la un parbriz sunt musai. Deci nu poți să-ți iei parbriz fără, uite, eu având head-up display, având camera asta care cu faza lungă de o pornește și o oprește, Doamne ajută. Am recunoașterea semnelor. Adică sunt niște dotări, ai senzor de ploaie. Toate acestea costă. Din ce am înțeles, cea mai mare diferență, acum nu știu dacă e așa, să-mi ziceți și voi în comentarii dacă ați pățit și de asta vreau să vă întreb, cea mai mare diferență o face head-up display-ul. Dacă ai head-up display, te-a spart. Pentru că, cică, head-up display-ul, parbrizul cu head-up display are nu știu ce tratament special și din această cauză te costă mult mai scump. Asta i-am zis, bă, cât o costa? Eu acum deja regretam că n-am făcut casco la mașină, grav, dar bine, dacă e să calculez cât aș fi dat pe la casco, tot acolo eram. Și până când am trimis pe cineva cu o poză cu certificatul meu, s-a dus și mi-au dat prețul undeva la peste 1000 de euro parbrizul. Băi, și mi s-a părut într-un fel exagerat de mult, adică frate, e un parbriz la o mașină din 2017 și nu-mi explicam cum de găsești parbriz pentru această mașină la 400 de lei și ăsta e peste 1000 de euro, mi se părea mult. Iar aici vine o altă problemă. Eu m-am gândit și pe partea, bă, dar stai puțin, eu vreau să vând mașina, da? Stai că iarăși s-a dat camera. Eu vreau să vând mașina, da? Ok, o vând. Dar dacă vine unul și știți ce îmi zice? Bă, păi, tu ai băgat banii mașină, dar ăsta nu știu ce, dar vezi că parbrizul nu e original, asta sigur a fost lovită. Și eu îi zic omului, dom'le, ia-o și verifică-o, du-o la reprezentanță, bagă-i seria unde vrei tu. Singurul incident pe care îl are pe bara de față. Ăla este singurul incident, să-i zic așa. Și atunci, ia stai mă, să fac eu o românească ca să fie treaba. Ia uite, acolo este un autobuz, dar fii atent că fac o românească, ești nebun. Ia să îl mai strâng eu pe ăsta. Bun. Cred că e mai sus decât trebuie, a? Deci este suportul ăsta, este grețos, cade de, n-am treabă, în fine. Hai să-mi pun înapoi centura. Mea. Atunci, nu știu ce, deci credeți-mă că am ajuns într-un impas în care nu știu ce să fac, adică dacă schimb parbrizul, dau și peste 1000 de euro la mașină, nu pot să zic că mă deranjează. Dar îmi vine neacaisă să vadă mașina și zice că a fost lovită și că știe el, că vine cu mecanic după el și degeaba o verificăm noi la serviciul și la reprezentanță, că mă am pe mână cu aia sau cine știe ce variante, că am tot auzit chestii de genul. Sau merg așa cu el și zic omului, domne, îți rup la bani, deși nu cred că e 1000 de euro, adică aș mai întreba pe la câteva firme să văd exact, băi frate,
Mi se pare exagerat. Acum nu știu care sunt prețurile la restul de mașini, la alte mașini de genul, pentru că n-am prieten care au mai schimbat parbrize decât la mașini foarte ieftine și parbrize era foarte ieftin. Dar eu n-am găsit parbriz mai scump de 2000 de lei pe cea mai premium firmă. Asta e când am căutat eu pe internet. Nu știu de unde mi-au dat acel preț, în fine. De asta vreau să vă și întreb și pe voi, să-mi ziceți, bă, cât costă un parbriz de genul? Pentru că se poate ca unii să aibă un adaos foarte mare, în fine. Dar dacă merg așa cu el, dacă mă oprește poliția, risc să mi se rețină certificatul. Deși el nu mă incomodează. Ceea ce iarăși o cheltuială în plus. Deci eu nu înțeleg și nu știu ce este de făcut. Acum să încerc și voi. Voi ce ați face în locul meu? L-ați schimba. Deși ar trebui ca polițist pentru crăpătura asta care este de aici și până aici, uitați, dar nu mă incomodează. Deci, repet, eu n-am nicio problemă. Pentru că unde mă uit eu, de-abia o văd. Nici nu știu dacă se vede pe filmare. Cred că maxim se vede punctul ăsta. Acum să-mi ziceți și voi ce ați face în locul meu? L-ați schimbat sau nu? Mie mi se pare sincer un preț corect pentru parbriz de genul 5-600 de euro. Nu știu, un preț corect. Dar nici de cum 1000 și ceva de euro. Adică, bine, când vă gândiți că la Urus am aflat scorul care este la parbriz și am rămas cam așa. La Urus, ca să vă dau așa, prețul parbrizului este de 39.000 de lei. Salut, frate. M-a salutat acolo. Deci 39.000 de lei, ceea ce mi se pare incredibil de mult. Adică 39.000 de lei pentru un parbriz e mult, frate. E mult rău. 39.000 de lei să dai pe un parbriz este exagerat de mult. Acum, bine, ăla e Urus, îți dai seama, ăla are și niște prețuri pe la cauciucuri, pe la de-astea foarte, foarte mare. Ceea ce mi se pare. Nu pot să las geamul. Nu pot să las. Fac loc. Ia, stai puțin. Spune! Fac un vlog. Da. Da. Mersi mult. Eu nu puteam să las geamul, ca să vă dați seama, și asta e, se mai întâmplă în trafic chestii de genul. Băiatul avea un gele frumos, îmi place maxim geleul ăsta. Este să-i deschid trapa ca să-mi audă și sunet, dar de fapt cred că mai bine o închid, ia să vedem. Da, e frumos, e diesel, măcar de la așa la mie. În fine, acum vorbeam despre Urus. Voi vă dați seama ce înseamnă să plătești, băi, 1000, ce 1000, doamne, 39.000 de lei pe un parbriz, mamă, deci mi se pare mult, adică aici mi se pare că este o exagerare. Bă, ok, sunt de acord să plătești la o mașină de genul mult pentru motor, pentru cutie, pentru piese de caroserie, de exemplu bară, ușă, aripi, chestii care sunt făcute special pentru acea mașină. Bine că și parbrizul, dar pentru o bucată de sticlă să plătesc 1000 de euro, băi, frate, nu știu, chiar dacă aș avea Urus. Bine că ai casco, știi? Te gândești că ai casco la ea. Dar mi se pare exagerat. Bine că la mașina aia, cred că dacă ți-ai spart toată parbrizul, ți-ai scos banii pe casco, știi? Dar mi se pare, nu știu, exagerat. Și să nu mai zic ce costuri am auzit la cauciucuri și la anvelop și la cum le zice, la jante. Acolo iarăși niște prețuri colosale. Cred că de asta, sincer, eu nu mi-aș lua Urus. Cred că mi-aș lua Urus dacă aș avea vreo câteva milioane de euro bune în cont sau să am un venit mare, un venit uriaș, un venit, nu știu, lunar de minim 20-25 de mii de euro ca să pot să întrețin o asemenea mașină, pentru că, după cum vedeți, e mult. Sincer, dacă știam că țin mașina, nu m-ar fi deranjat, că până la urmă este pentru mine, știi? Dar când eu mă gândesc că peste 2-3 luni o vând și poate să vină neacaise să-mi zică că mașina a fost lovită, păi îmi vine și mor acolo cu el de gât, ești nebun? Deci, n-ai cum, eu am schimbat parbrizul și tu îmi zici că a fost lovită pentru o pietricică. Și chiar dacă îi faci tu poze, deci sunt unii care, n-ai ce, sunt căpcăuni. Eu am pățit-o, am vândut mașini și orice mașină ai avea, orice, cât de bine ai face, ai oferi, ei o să vină să-ți zică că nu e adevărat, că știu ei. Sau, dacă ai o mașină, uite cum e în cazul meu, 8-ul, care, sincer vă zic,
am pachet de slime pe el și știți foarte bine, mulți știu, este un pachet foarte rar pe această mașină, este ceva ce foarte greu găsești pe o mașină de genul, adică să știi, găsești cu kilometri puțin și cu dotări, bine, cât de cât, că nu pot să zic că am foarte multe dotări, dar am chestii de bază în mașină. Apropo, volanul mare puțin și vine și el înapoi. Și vine cineva și zice, lasă ce ai băgat tu, că pun și eu. Păi bă frate, tu ești nebun? În primul rând, la mine sunt de fabrică. O bară de slime la mașina asta te costă 2000 de euro. Ok, poți să ți-o găsești la 1000 și aftermarket. Nu, de fapt e 5000 de lei asta înainte să se scumpească piesele și asta. Acum nu știu cât mai e. Dar știu când am luat mașina că era 5000 de lei pe aftermarket, calitate mai joasă și dacă o găsești, pentru că nu se găsește, toate erau out of stock. Off stock și nu mai găsești, frate. Adică gândește, se găsesc foarte greu bările pentru mașina asta, sunt exagerate. Așa că, sincer vă zic, că trebuie să te gândești de două ori înainte. Oricum, sunt de părere că atunci când te duci să ții o mașină și mașina este ce trebuie, clar, o să vrească să o plătești. Nu zic să plătești mai mult decât face, dar nici să te duci cu niște oferte din alea mizere, pentru că eu, sincer, dacă vine cineva, cum mi-a zis cineva, când mi-a zis, mi-a dat o ofertă pe A8, vreo 22.000 de euro, și am zis, de banii ăștia, mai bine o dau la dezmembrări. Și nu că mi-au mai mult, dar poate mi-au tot pe acolo și e să mai împăcat decât să dau la cineva o mașină cu 147.000 de kilometri reali, full istoric, dotări și întreținere exemplară, care mașina funcționează exemplar. Da, cam un parbriz spart, ok, tot mai scad eu prețul, mergem. Dar uite că o să mă duc eu, când am avut timp, dacă o să mă întorc din Bali, că știți foarte bine, plec în Bali, o să mă duc personal să văd ce preț obțin la parbriz, pentru că bine, și treaba cu casco este cu duș întors. Da, mă rog, mulți zic că e bine să-l ai, mulți zic că am auzit de fapt de oameni cu foarte mulți bani, cu foarte multe mașini de lux care n-au casco, pentru că într-un fel au și un raționament corect. Păi dacă eu am mașini, eu am 5 mașini și în total ele valorează 1.000.000 de euro și pentru toate dau câte 10.000 pe an casco sau 20.000 de euro, că la unele sunt foarte scumpe, la... De exemplu, cred că știu că la Huracan dai vreo 10.000 de euro pe an casco-ul. Să nu mai vorbim de mașini mai scumpe de 5-600 de mii de euro, care poți să dai și 20.000 și 30.000 de euro casco. Păi gândește la câte poți să dai tu daună totală încât să-și facă banii. Că poate spargi un parbriz, ok, dar când ai dat 10.000 de euro și la Urus e 8.000 de euro, tot ai rămas cu 2.000 de euro minus. Deci cam asta este ideea. Dar am învățat, mi-am făcut asigurare mai scumpă cu decontare directă. Am înțeles că e o variantă foarte bună. O să vă și zic la cine am asigurare acum. Acum am asigurare la Allianz, ca nu mai fac la aia de... Au dat și faliment între timp la Milogia, de m-au fabricat cu A8-ul. N-am stat eu să-i dau în judecată, că cred că degeaba câștigam, că sigur câștigam. Dar nu stau să-i dau în judecată, pentru că acum nici n-aveau de unde să-mi dea banii, că băgau firma în insolvență, deci tot nu câștigam nimic. Îmi câștigam dreptatea pe care oricum sunt convins că am avut-o, dar și toată lumea știe treaba asta și mi-a spus foarte mult că ați avut probleme cu ei, dar asta este. Da, cam acesta o să fie vlogul. Nu uitați să apăsați și voi pe butonașul de like, să strângem like-ul la acest video. O să mai urmeze un car vlog, plus am un video în care vă anunț ceva. Sper să vă anunț să fac acel mare anunț. Eu am fost Bercică și v-am pupat. Pa, pa!